Mulțumesc, domnule președinte. Un scurt drept la replică, pentru că s-au spus foarte multe lucruri aici. În primul rând, antreprenorii României nu sunt infractori. Oamenii care vor să întreprindă în România nu sunt infractori. Nu trebuie tratați astfel de către nimeni. Și faptul că peștele de multe ori de la cap se împute, se vede foarte, foarte bine în cazul acesta. Pentru că dacă mentalitatea conducătorilor noștri este că fiecare întreprinzător este un infractor, atunci lucrul acesta, această mentalitate se va avea reverberații până la ultimul inspector, când vine în inspecție și începe să se comporte urât cu antreprenorul care altfel îi plătește salariul și lui și nouă și la tot ce vedem în jur că face statul român, pe cârca oamenilor acestora este. Și când aud cuvântul Hayek menționat de către antevorbitorul de la PNL, păi Hayek s-ar întoarce în mormânt dacă ar ști că cineva care își spune liberal susține limitarea numărului de SRL-uri la 1 per persoană. De ce? Ca să construim birocrații de care, atenție, știți de ce există prevederea asta la noi în lege? Haideți să vedem dacă știm istoricul ei. Există pentru că în anii 90, în anul 1990, legea a fost pur și simplu copiată de la francezi. Și la francezi exista această limitare. Dar ghiciți ce a făcut Franța în 1994? A eliminat prevederea aceasta. Noi suntem în 2020, haideți să facem la fel. Vă mulțumesc.